Vă salut, Laurențiu Flora este numele meu și am alături de mine cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu, propria carte, unde am ales să vă transmit câteva informații extrem de prețioase din punctul meu de vedere, pentru a vă aduce cât mai multă valoare, iar voi să extrageți cele mai importante lecții pe care puteți să le extrageți pentru voi în acest moment. Și subiectul pe care am ales să-l discut astăzi cu voi face referire chiar la bunele maniere. Ce sunt de fapt bunele maniere? Și haideți să vă transmit, să vă spun ce am scris în carte legat de bunele maniere. Sunteți pregătiți să aflați acest secret al bunelor maniere, ce reprezintă și ce este de fapt această filozofie legată de bunele maniere. Așadar, să începem. Bunele maniere. O persoană cu bune maniere întotdeauna arată respect și politețe față de ceilalți. Bunele maniere se învață încă din primii ani de viață, când fiecare copil observă gesturile părinților sau ale apropiaților. Învățarea bunelor maniere are un singur scop, acela de a nu deranja interlocutorul, ci de a-l face să se simtă respectat. Nu există legi care să pedepsească nerespectarea acestor convenții, însă vor exista ocazii când cei care le ignoră vor fi dați la o parte, vor fi evitați și tratați cu circumspecție. Comportamentul oamenilor se poate schimba foarte ușor, de aceea este nevoie să se înțeleagă semnificația termenilor respect și politețe. Rezultatele acțiunilor vor veni cu siguranță. În multe cazuri se întâmplă ca cineva să facă promisiuni și apoi să nu se mai țină de cuvânt. Trebuie să învățați să deosebiți comportamentul acestor persoane pentru a observa dacă a fost o întâmplare sau o obișnuință. O persoană de calitate întotdeauna își respectă promisiunile făcute. O persoană are același comportament politicos indiferent de mediul în care se află. Dacă vă aflați într-o țară străină, veți avea grijă să vă informați cu privire la obiceiurile locurilor respective pentru a vă asigura că nu veți încălca regulile de bună cuvință care poate nu coincid cu cele din țara dumneavoastră. Bărbatul care are un comportament educat este considerat un gentleman. Deci aviz bărbaților, trebuie să aveți un comportament educat. O doamnă trebuie să știe că se află în siguranță și este protejată în preajma lui. O doamnă întotdeauna se poate descurca singură, însă un domn manierat nu-i va permite acest lucru. Ori de câte ori plecați undeva, trebuie să aveți un aspect îngrijit, chiar dacă vă veți duce doar până la magazin. Dacă observați că cineva are nevoie de ajutor, veți oferi necondiționat sprijinul dumneavoastră fără a avea pretenții financiare sau alte beneficii. Dacă sunteți într-un autobuz și în preajma dumneavoastră se află doamne însărcinate, persoane în vârstă sau persoane cu copii în brațe, trebuie să le oferiți locuri pentru a se așeza și a fi în siguranță în cazul unei frâne neprevăzute. Dacă vă purtați civilizat și politicos, se vor găsi ocazii să vi se reproșeze ceva. Dacă vă purtați civilizat și politicos, nu se vor găsi ocazii să vi se reproșeze ceva, ba chiar veți fi un exemplu pentru ceilalți. Este recomandat să fiți îndrăzneți, având încredere în dumneavoastră, însă bunul simț și respectul să nu vă părăsească niciodată. Politețea se învață foarte ușor. O persoană bine crescută se poate recunoaște, după tonul plăcut al vocii și modul politicos de exprimare, după ținuta îngrijită, după atenția pe care o oferă celor din jurul său, după controlul de sine, după amabilitate, după respectul pe care îl poartă celorlalți. Și bunele maniere trebuie să se adapteze la noile timpuri, deoarece moda și generațiile se schimbă. Aceasta a fost informația pe care am avut să vă livrez pe acest subiect. Sper că v-am adus cât mai multă valoare, sper că ați extras cele mai bune lecții pe care puteați să le extrageți și sper să țineți cont de toate informațiile pe care vi le-am oferit din această carte, pentru că toate aceste informații pe care vi le-am citit, vi le-am oferit vouă pentru a vă aduce cât mai multă valoare, ca să fim cu toții din ce în ce mai evoluați, din ce în ce mai respectoși și, bineînțeles, mai politicoși cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Acesta a fost video de astăzi. Dacă doriți și alte video legate de bunele maniere, vă recomand să căutați, fiindcă cu siguranță ele există.